Avem depus un proiect pentru eliminarea taxei de apă de ploaie. Conform raportului de specialitate care mi s-a dat, observăm că serviciul de canalizare cuprinde și apa pluvială. Acest raport de care mi s-a dat deduce către contractul de finanțare numărul 422, deduce către proiectul regional de dezvoltare, care îl avem și acolo sus, și nu vedem nicăieri apă, meteo, nu vedem nicăieri. Iar în contractul de finanțare numărul 422 nu mi s-a pus la dispoziție să-l citesc. Totuși, proiectul regional de dezvoltare este un proiect care Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunității de Utilități Publice a fost desemnat să implementeze la nivel național, fără să adauge altceva decât ce este scris în lege, o strategie de tarifare prin Brăila, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI, care președinte este domnul Dragomir, care este și primar al Brăilei. Referitor la apa de canal și canalizare, nu este implementat în această strategie de tarifare prețul apei meteo. Conform legii 241/2006, cum se dă și în acest raport de specialitate, serviciul de canalizare cuprinde colectarea, transportul, evacuarea apelor uzate, evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților. Ne uităm pe strategia de tarifare și serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Nu vedem nicăieri apa meteo. Aici este marea problemă a noastră a tuturor, doamnelor, domnilor consilieri. Dacă observăm că directivele Uniunii Europene indică un indice de suportabilitate pentru stabilirea unui nivel minim de suportabilitate la nivelul de 2,5% asupra populației, asupra cetățenilor, asupra gospodăriilor, care a fost unul dintre venitul mediu pe gospodării, care a fost unul dintre indicatorii pentru calcularea tarifului de apă și canal. După cum observăm, venitul mediu al gospodăriei din Brăila este mai mare decât venitul mediu al unei gospodării din Cluj, din Brașov, din Iași, deoarece prețul nostru la apă este mai mare decât sau la egalitate cu aceste județe. Revin în continuare la strategia de tarifare, care, cum am spus, este un document care trebuie respectat de noi toți. Uniunea Europeană nu ne spune să ne îndatorăm, nu ne spune să punem populația la o cheltuială inutilă, mare, deoarece CUP Dunărea vrea să câștige profit. Sunt ținte de performanță de 15% acestor indicatori în această strategie. La pagina 9 avem. Avem la pagina 7 în strategie. Prețul cum este format de apă și canal. Nu avem preț de apă meteo.